Știu că sunt foarte mulți iubitori de motoare rotative de tip Wankel, motoare care au fost puse în mare parte pe autoturismele de la Mazda, doar că s-au scos din uz. Motivele pentru care s-au scos din uz sunt următoarele. Motorul folosește o cantitate destul de măricică de ulei din design, nu care avea o problemă, și astfel e un nivel ridicat de hidrocarburi. Este o problemă legată de poluare, în primul rând. În al doilea rând, motorul are nevoie de o atenție specială ca să nu se strice. Cam la fiecare 50, 80, 100.000 de kilometri trebuie să schimbi segmenți. Mă rog, nu să găsești niște segmenți. Sunt niște segmenți în interior și apoi sunt niște vârfuri care se pun la fiecare vârf al acelui triunghi, care acela practic înlătură uleiul de pe din carcasă, are rol de raclor, cum are un segment raclor într-un motor cu ardere interne convențional. În sfârșit, deci este o mașină care are nevoie de foarte multă atenție tehnică, trebuie condusă cu atenție și poluează. Nu ar fi putut probabil că niciodată să atingă o normă Euro 5-6, niciodată. Prin construcție, e interesant, are mai puține componente, este mai simplu, impozitat dublu la rar pentru că motorul, deși teoretic e de 1.3, sunt două unități practic care produc putere și atunci rarul îl ia 1.3 ori 2, îl ia 2.6 și plătești un impozit mare, în cazul Mazdei RX-8. Deci sunt niște anomalii, niște probleme. Ca să rezumăm totul, are probleme cu poluarea și de asta a fost scos, consumă ulei. Am citit mai multe lucruri legate de acest concept, acest motor și m-am gândit că ar fi interesant să discutăm. Mazda a anunțat în 2018 Skyactiv R, deci de la Rotary. Deci sunt șanse foarte mari ca motorul rotativ Wankel să apară din nou pe niște autoturisme Mazda. Dar, din păcate, nu va mai fi folosit ca un motor și atât. Va fi folosit ca un generator într-un autovehicul electric. Sunt autovehicule electrice și hibride, dar sunt și autovehicule electrice care au un generator de urgență. Practic este un motor care are rol de a genera curent, practic energie electrică, pentru motorul electric. Deci nu antrenează roțile acel motor, acel generator, practic. Un astfel de exemplu îl putem vedea la BMW i3 cu range extender. Are un motor electric, este o mașină electrică, dar are și un generator de curent pentru situații de urgență, când rămâi fără curent. Asta vrea să facă Mazda cu Skyactiv R. Vrea să facă un motor rotativ Wankel și cred că înțeleg și de ce. Motorul rotativ Wankel se poate tura foarte puternic. Se poate tura până la aproximativ 10.000 de rotații pe minut. Sunt sigur că ați văzut pe YouTube cei pasionați de acest motor că se poate tura foarte mult. 10.000, în unele cazuri experimentale, chiar peste 10.000 de rotații pe minut. Se turează foarte repede, puterea este livrată foarte frumos, echilibrat, nu se mișcă oscilatorii și pur și simplu, probabil că de asta îl și folosesc. O să vedem la momentul potrivit. Au anunțat că vor lansa primul lor autovehicul electric, cred că la anul, și o să vedem dacă va avea un range extender, precum cel de la BMW i3, și vom vedea mai multe lucruri atunci. Deci, vestea bună este că Rotary, motorul Wankel, va reveni la Mazda, dar sub altă formă. Îmi place foarte mult la Mazda că ei niciodată nu se dau bătuți și mereu vin cu idei noi. E un lucru foarte important într-o afacere, într-un business, să fii creativ, să vii cu ceva nou. În vreme ce alți producători copiază de la alții sau se țin după trend, sunt alții precum Toyota, care vin mereu cu inovații în lumea hibridelor și mereu se strofoacă, se chinuie să facă motoare tot mai fiabile, mașini tot mai fiabile. Îmi place că Mazda mereu a venit cu idei noi pentru motorul aspirat. Au venit cu... Bine, nu Mazda a inventat motorul Wankel, dar Mazda a finanțat inventatorul și l-a ajutat să îmbunătățească motorul Wankel. În altă ordine de idei, o să vedem și Skyactiv X, pe care o să-l împrumut undeva prin noiembrie. La începutul lunii noiembrie o să ne plimbăm cu Skyactiv X de pe Mazda 3. L-am condus în Frankfurt pentru aproximativ o oră, o mașină interesantă. Practic este un motor care e supraalimentat într-un fel de un compresor electric, deci are aer mai mult decât are nevoie în camera de ardere, dar pentru alt scop și e ceva nou, e ceva care e făcut să ne impresioneze. E un motor pe benzină care funcționează cu un principiu asemănător diesel, cu un raport de comprimare foarte mare. Este un experiment
practic acum noi pentru noi cumpărătorii, însă Mazda a lucrat foarte mult la calibrare, echilibrare, se conduce foarte bine, consumul este foarte bun, are norma Euro 6, are un filtru de particule, deci are toate șansele să fie un succes și o să-l vedem în curând, abia aștept să-l am peste weekend. Iar când o să fie cazul să am și Mazda Skyactiv R, de-abia aștept să pun mâna și pe aceea, chiar dacă este doar un range extender. Dacă aveți și alte întrebări sau sugestii sau idei despre Skyactiv R, despre motorul Wankel, puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.